Jos cu etnobotanica, asta vor scanda Mihai Morar și Daniel Buzdugan luni pe 14 februarie de la ora 13 în Piața Victoriei. Lor li se vor alătura mii de oameni care vor să fie interzise etnobotanicele în România. Prezentatorii de la Radio Zoo cer închiderea definitivă a magazinelor de vise. Deviza acțiunii este Zoo de panică la etnobotanică. Iubim viața! Avem o anumită vârstă, nu mai suntem tentați de lucrurile astea, dar vrem ca generațiile care vin să nu aibă parte de așa ceva și mai ales copiii care nu știu ce să aleagă. Buzdugan și Morar îndeamnă pe ascultătorii Radio Zoo să li se alăture și aceștia nu au întârziat să-și arate susținerea. 5.000 de oameni sunt așteptați la protestul de luni și Ilan Schwarzenberg s-a alăturat campaniei. Omul de afaceri a promis că va trimite 10 sicrie în Piața Victoriei cu un mesaj pentru premierul României. Simbolistica acestor sicrie este foarte simplă. Ele sunt goale. Dacă va stopa fenomenul, vor rămâne goale. Dacă nu, exact pe sufletul lui, exact cu conștiința lui, vor atârna viitorii morți din cauza etnobotanicelor. Toți cei care susțin mișcarea Zoo de panică la etnobotanică sunt așteptați luni la ora 13 în Piața Victoriei. Pune la pământ, hai, pune la pământ, pune la pământ, hai, pune la pământ, pune la pământ, hai, pune la pământ. A sosit momentul să-i rog pe toți la rând. Suntem Radio Zoo, iubim viața.